Bine ați revenit la pregătirea pentru admitere și pentru bacalaureat. Azi voi rezolva încă un test grilă alcătuit din probleme, de data asta apărut de foarte curând pentru admiterea anticipată la Politehnica București. Vor fi deci probleme de mecanică, de termodinamică și de electricitate. Dar întâi vreau să-i felicit pe cei care au realizat problemele din test, deoarece nu numai că sunt probleme interesante și frumoase, dar sunt de asemenea probleme care nu verifică doar posesia aparatului matematic și a formulelor fizice necesare, ci și înțelegerea sensului fizic al fenomenelor, precum și înțelegerea relațiilor dintre unele mărimi fizice. Adică sunt așa cum trebuie să fie problemele de fizică date la un concurs. Și asta pentru că un concurs trebuie să testeze și capacitatea de a adapta cunoștințele la fenomene fizice care trebuie intuite. Iar câteva dintre aceste probleme fac exact acest lucru. Să vedem enunțul primei probleme. O gazelă vede o panteră aflată la o distanță de mic 27 de metri și începe să alerge cu viteză constantă. În același moment, pantera pornește cu viteza inițială V0, am notat-o eu în rezolvarea problemei, după cum veți vedea, V0 panteră, 32 metri pe secundă, în urmărirea gazelei. Mișcarea celor două animale se petrece pe dreapta determinată de pozițiile lor inițiale. Întrucât pantera nu poate alerga cu viteza maximă pe distanțe lungi, ea își reduce viteza brusc cu câte 3 metri pe secundă la fiecare 2 secunde. Viteza minimă cu care trebuie să alerge gazela pentru a nu fi prinsă este. Aici puteți vedea dreapta pe care aleargă cele două animale, am ales-o ca axă OX, pe care am ales originea punctul din care pornește pantera. Distanța inițială dintre panteră și gazelă este de 27 de metri, distanța avans pe care o are gazela. La această problemă vă voi prezenta rezolvarea pe care mi-a trimis-o domnul Dumitru Antonie, vechiul meu colaborator, care a reușit să găsească o rezolvare generală pentru o problemă greu de generalizat, deoarece avem o mișcare a cărei viteză variază în salturi, după cum ați văzut în enunț. Îl felicit și îi mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Am notat cu V indice G viteza gazelei, necunoscuta noastră, cu tau intervalul de timp după care se schimbă viteza panterei, 2 secunde în cazul problemei noastre, cu V0 valoarea cu care scade instantaneu viteza, 3 metri pe secundă în problema noastră, și cu V0P viteza inițială a panterei, care după cum ați văzut este de 32 de metri pe secundă. Gazela are o mișcare uniformă, deci legea mișcării în cazul ei este de forma X egal cu X0 plus V ori T. Și am notat așa, X gazelă este egal cu D, distanța inițială de la gazelă la originea axei, plus V indice G, necunoscuta noastră, înmulțit cu T. Dar, pentru că în cealaltă mișcare avem niște intervale de timp, trebuie să cuantificăm timpul folosind acel interval de timp pe care l-am notat tau. Așa că timpul îl voi scrie N înmulțit cu tau. Deci viteza gazelei înmulțit cu N înmulțit cu tau. În cazul panterei,
Lucrurile sunt mai complicate pentru că distanța parcursă de panteră este suma distanțelor pe care le parcurge în intervalele de timp tau. De pildă, în primul astfel de interval, care durează 2 secunde, pantera parcurge distanța 32 de metri pe secundă înmulțită cu 2 secunde, egal cu 64 de metri. În al doilea interval, pentru că viteza ei scade cu 3 metri pe secundă, va avea viteza 29 de metri pe secundă înmulțit cu 2 secunde, va fi 58 de metri. În al treilea va parcurge 52 de metri și așa mai departe. Iar distanța totală parcursă după N ori tau, după timpul N ori tau, va fi suma acestor distanțe. Așa că putem scrie coordonata panterei cu forma sumă de la I egal cu 0 la N minus 1, pentru că pornim de la 0, din viteza inițială a panterei minus I înmulțit cu V0, totul înmulțit cu tau. Și pentru că I ia valorile 0, 1, 2 și așa mai departe, vom obține acest șir de distanțe despre care am vorbit. Aici puteți vedea cele două grafice pentru mișcarea gazelei, respectiv a panterei. Și vă rog să observați că în timp ce mișcarea uniformă a gazelei este reprezentată printr-o dreaptă, mișcarea panterei este reprezentată de o linie frântă în care avem reprezentate distanțele parcurse în fiecare interval de timp tau. Această sumă se poate scrie N ori tau ori V0 panteră minus N pe lângă N minus 1 supra 2 înmulțit cu V0 înmulțit cu tau. Unde N este numărul natural pe care îl folosim ca să cuantificăm timpul. Și nu uitați, V0P și V0 nu sunt același lucru. V0P este viteza inițială a panterei, în timp ce V0 este valoarea cu care scade viteza de câte ori trece intervalul de timp tau. Condiția ca pantera să nu prindă gazela este evident ca X gazelă să fie mai mare sau măcar egal cu X panteră. Și folosind această relație vom rezolva mai departe problema. Avem deci expresii pentru cele două coordonate și această inegalitate. Dacă substituim în inegalitate expresiile noastre, obținem numeric în sistemul internațional. D este 27 de metri plus tau este 2, 2 secunde, 2N înmulțit cu viteza gazelei, mai mare sau egal cu, aici am 2N înmulțit cu viteza inițială a panterei, care este 32 de metri pe secundă, deci am 64 N minus tau se simplifică aici pentru că e 2 secunde cu 2, iar V0 este 3 metri pe secundă, deci minus 3N pe lângă N minus 1. Obținem această
inegalitate, din care rezultă, mi-am notat ca să nu pierdem timpul cu calcule aritmetice simple, 3 ani pătrat plus de 2 ori viteza gazelei minus 67 înmulțit cu n plus 27 mai mare sau egal cu 0. Și pentru ca această relație să fie adevărată, trebuie ca discriminantul ecuației să fie mai mic sau egal cu 0. Adică de 2 ori viteza gazelei minus 67 la pătrat minus 4 ori 3 ori 27 să fie mai mic sau egal cu 0. Ceea ce se poate scrie, modul din de 2 ori viteza gazelei minus 67 trebuie să fie mai mic sau egal cu radical din 4 ori 3 ori 27, care este 18. Și atunci avem două cazuri. Odată de 2 ori viteza gazelei minus 67 mai mic sau egal cu 18, sau valoarea negativă a ceea ce avem aici, adică minus de 2 ori viteza gazelei plus 67 mai mic sau egal cu 18. Amândouă aceste inegalități ne dau ca soluții viteze la limită, dacă considerăm semnul egal, viteze pozitive. În primul caz, am obține viteza gazelei 1, să-i spunem, 67 plus 18, 85, împărțit la 2, 42,5 metri pe secundă. În al doilea caz, avem 67 minus 18, adică 49 împărțit la 2, deci viteza gazelă 2 ar fi atunci 49 supra 2, adică 24,5 metri pe secundă. Dar în condițiile problemei, aceasta este viteza care ne interesează, pentru că problema spune care este viteza minimă a gazelei ca să nu fie prinsă de panteră. Iar pe de altă parte, dacă gazela ar avea această viteză, ea ar avea de la început viteza mai mare decât viteza inițială a panterei, așa că n-ar mai avea nevoie de un avans ca să nu fie prinsă. Deci, răspunsul corect este 24,5 metri pe secundă. A doua problemă. La funcționarea în gol a unei surse, tensiunea la borne este de 10 volți, iar la funcționarea în scurt circuit, curentul are intensitatea de 40 amperi. Rezistența internă a sursei este. Nu mă pot abține să nu spun că expresia asta, funcționare în gol, în cazul unei surse, mi s-a părut întotdeauna cam nepotrivită, pentru că funcționare în gol înseamnă că nu legăm nimic la bornele sursei și atunci sursa nu funcționează. Sursa funcționează atunci când debitează curent. Dar se folosește această expresie. Când nu conectăm un circuit la bornele sursei, deci când sursa nu debitează curent, tensiunea la bornele ei este așa numită tensiune electromotoare. Deci, tensiunea electromotoare a sursei noastre este 10 volți.
Iar la funcționarea în scurt circuit, curentul are intensitatea de 40 A. Legea lui Ohm pentru întregul circuit ne spune că la scurt circuit, intensitatea curentului va fi, am notat-o I indice SC, E super R mic. Pentru că nu avem rezistență externă pe care o notăm cu R mare. Asta înseamnă scurt circuit. Avem un circuit, dar care nu are rezistență și atunci sursa debitează curentul maxim pe care îl poate debita, curentul de scurt circuit, dat de această expresie. Și de aici rezultă că R mic este E supra curentul de scurt circuit. Adică în cazul nostru este 10 volți pe 40 de amperi. Deci R este 1 pe 4 ohmi, R mic este 0,25 ohmi. Ceea ce înseamnă că răspunsul corect, varianta corectă de răspuns este punctul C. A treia problemă. Într-un vas închis cu volumul V egal cu 1 litru se află un gaz ideal monoatomic la presiunea 100 kPa. Gazul este încălzit izocor până la presiunea finală de 120 de kPa. Căldura absorbită de gaz este... Avem o transformare izocoră și atunci căldura absorbită se poate calcula cu relația nu ori CV ori delta T. Dar pentru că nu știm cât e variația de temperatură, putem folosi ecuația termică de stare ca să exprimăm variația de temperatură în funcție de ceilalți parametri. Și pentru că e vorba despre o transformare izocoră, putem scrie V ori delta P este nu R ori delta T. Și de aici rezultă că delta T este V ori delta P supra nu înmulțit cu R. Și atunci căldura Q va fi nu înmulțit cu CV, pentru că e vorba despre un gaz monoatomic, este 3 pe 2 R, înmulțit cu delta T, V ori delta P, supra nu ori R. Nu și R se simplifică și obținem Q este egal cu de 3 ori V ori delta P supra 2. Adică 3 înmulțit cu volumul 1 litru înseamnă 10 la minus 3 metri cubi. Variația de presiune este de 20 de kilopascal, adică 20 de mii de pascal newton pe metru pătrat supra 2. Se simplifică 2 cu 20 de mii, 10 mii înseamnă 10 la a patra, înmulțit cu 10 la minus 3 rămâne 10, 10 ori 3 este 30. Și aici am newton ori metru, adică joule. Deci căldura pe care o primește gazul nostru este 30 de joule, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este B. A patra problemă. Circuitul din figură este format dintr-un număr infinit de surse de tensiune, fiecare cu tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic 2 ohm, și un număr infinit de rezistoare, fiecare cu rezistență 4 R mic. Știind că intensitatea curentului prin ampermetrul ideal este de 1 amper, tensiunea electromotoare este... Un ampermetru ideal conectat la bornele unei surse ne arată curentul de scurt circuit, pentru că ampermetrul ideal nu are rezistență și atunci sursa nu are sarcină și debitează curentul de scurt circuit. Și știm că acest curent de scurt circuit este E supra R mic, dar îl voi nota R mic echivalent, pentru că noi avem o rețea și rezistența echivalentă a rețelei va fi rezistența echivalentă
internă a sursei pe care o reprezintă această rețea. Așa că, pentru că noi cunoaștem curentul de scurt circuit, ne spune problema că este de 1 amper, dacă am calculat rezistența echivalentă a rețelei noastre, am știut rezistența internă a sursei echivalente și am putea să calculăm tensiunea electromotoare. Am arătat în cursurile de aplicații la curentul electric continuu cu titlul rețele infinite, cum se face un astfel de calcul. Noi vom înlocui în rețeaua noastră fiecare sursă cu rezistența ei internă și obținem rețeaua de rezistoare pe care o vedeți acum în desen. Iar rezolvarea se face presupunând că adăugăm o celulă structurală rețelei noastre. Celula structurală fiind cel mai mic grup de elemente de circuit care prin repetiție poate forma întreaga rețea. În cazul nostru, ceea ce e desenat cu roșu. Și pentru că rețeaua e infinită, prin adăugarea unei celule structurale, nu se schimbă nimic. Rezistența echivalentă rămâne aceeași. Și atunci avem următorul circuit, bornele AB. Aici avem rezistorul cu rezistența 4R mic. Aici avem rezistorul cu rezistența R mic. Și restul rețelei îl înlocuim cu un rezistor care are rezistența echivalentă cu rezistența rețelei, R indice E, ceea ce vrem să găsim. Dar și rezistența pentru acest circuit, rezistența lui echivalentă, trebuie să fie tot R indice E, pentru că, așa cum am spus, prin adăugarea unei celule structurale, nu se schimbă rezistența. Rezistența acestui circuit este rezistența acestui rezistor plus rezistența echivalentă pentru cei legați în paralel, 1 supra R paralel, să folosesc R mic, este 1 supra R mic plus 1 supra R echivalent, ceea ce înseamnă că R paralel este egal cu R mic înmulțit cu R echivalent supra R mic plus R echivalent, și atunci rezistența totală a circuitului, care este tot R echivalent, este 4 R mic plus R paralel, adică plus R înmulțit cu R echivalent supra R plus R echivalent. Și asta înseamnă că avem așa: R echivalent înmulțit cu R mic plus R echivalent la pătrat este egal cu 4 R mic pătrat plus 4 R mic, R mic echivalent și plus R mic înmulțit cu R mic echivalent. Ceea ce înseamnă că acești termeni se reduc și obținem R mic echivalent la pătrat minus 4 R mic pe lângă R mic plus R echivalent egal cu 0. Sau R mic echivalent la pătrat minus 4 R mic R echivalent minus 4 R mic pătrat egal cu 0.
o ecuație de gradul 2 în R echivalent. Am ajuns la această ecuație de gradul 2 în R echivalent. Discriminantul este 16R pătrat plus 4 ori 4, 16R pătrat, adică este 32R pătrat. Și atunci R echivalent 1, 2 va fi minus B 4R mic plus minus radical din ce avem aici, adică 32 este 2 ori 16, adică 4 radical din 2, 4 radical din 2R, totul supra 2. Deci R echivalent 1, 2 este, dacă simplificăm cu 2, 2 R plus minus 2 radical din 2 R și sens fizic are doar soluția cu plus, pentru că altfel obținem o valoare negativă și rezistența nu poate să aibă valoarea negativă, așa că R echivalent va avea expresia 2 pe lângă radical din 2 plus 1 R mic. Și atunci, tensiunea electromotoare pe care o căutăm va fi curentul de scurt circuit înmulțit cu R echivalent, dar curentul de scurt circuit este 1 amper și dacă ținem seama de faptul că R mic este 2 ohmi, atunci vom avea 4 pe lângă radical din 2 plus 1 volți. Valoarea tensiunii echivalente pentru rețeaua noastră infinită, ceea ce înseamnă că varianta corectă de răspuns este A. A cincea problemă. Putere maximă debitată în exterior de o baterie formată din trei surse identice legate în paralel, fiecare cu tensiunea electromotoare de 4 volți și rezistența internă de 6 ohmi, este. Deci avem trei surse, N egal cu 3, legate în paralel, fiecare cu tensiunea electromotoare de 4 volți și rezistența internă 6 ohmi. Dacă legăm surse în paralel, atunci tensiunea electromotoare a sursei echivalente este egală cu tensiunea electromotoare a uneia, a oricăreia dintre ele, vorbind despre legarea în paralel a surselor identice. Deci, tensiunea electromotoare echivalentă este egală cu E. Rezistența internă echivalentă este rezistența internă a fiecare împărțită la N, în cazul nostru la 3, R mic supra 3, pentru că rezistențele sunt legate în paralel, așa cum sunt legate și sursele. Și atunci, cele trei surse pe care le avem se comportă ca o singură sursă care are tensiunea electromotoare E și rezistența internă R mic pe 3. Adică 6 pe 3, 2 ohmi. Și am arătat în mai multe dintre materialele legate de curentul continuu, atât în cursurile teoretice, cât și în cursurile de aplicații, că puterea maximă pe care o poate da o sursă unui circuit este dată de relația E pătrat supra 4 R mic. În cazul nostru va fi 4 la pătrat 16 volți pătrat
supra de 4 ori R mic, R mic echivalent, adică 6 pe 3, 2 ohmi, ceea ce înseamnă că puterea maximă va fi 16 pe 8, 2 W. Și asta mai înseamnă că varianta corectă de răspuns este C. 6. Două vase A și B, construite dintr-un material conductor termic, sunt conectate între ele printr-un tub cu volum neglijabil confecționat din același material. Două robinete, C și D, sunt montate pe tuburi ca în figură. Inițial, vasele sunt vidate și robinetele închise. Se deschide robinetul D și se umple vasul B cu aer până când presiunea din vas este pe 1,2 atmosfere. Se închide robinetul D și apoi se deschide robinetul C. Presiunea din vasul B scade cu delta P 0,2 atmosfere. Dacă volumul vasului B este 10 litri, volumul vasului A este cât? Faptul că problema ne spune că vasele și tuburile sunt confecționate dintr-un material conductor termic ne arată că vor avea loc niște transformări izoterme. Temperatura în sistemul nostru va fi tot timpul egală cu temperatura din exterior. Deci vom avea transformări izoterme. Inițial, vasele sunt vidate, apoi se deschide robinetul D și se umple vasul B cu aer până când presiunea devine de 1,2 atmosfere. Când se închide robinetul D și se deschide robinetul C, trece aer din vasul B în vasul A și scade presiunea pentru că a crescut volumul. Nu se efectuează lucru mecanic pentru că avem o destindere în vid. Și atunci, pentru că, așa cum am spus, avem transformări izoterme, putem scrie presiunea inițială ori volumul vasului B trebuie să fie egală cu presiunea finală pe lângă volumul vasului A plus volumul vasului B. Adică produsul P ori V este constant. Legea Boyle-Mariotte. Adică P ori VB este egal cu presiunea finală ori VA plus presiunea finală ori VB. De unde rezultă că VB pe lângă P minus presiunea finală este egal cu presiunea finală înmulțit cu VA. Și de aici rezultă că volumul vasului A, VA, este egal cu volumul vasului B înmulțit cu P minus PF, adică cu delta P, supra presiunea finală. Volumul vasului A va fi atunci volumul vasului B, care este 10 litri, înmulțit cu delta P, variația de presiune, 0,2 atmosfere, iar presiunea finală, dacă inițial am avut 1,2 atmosfere și scade cu 0,2 atmosfere, este o atmosferă. Atunci, volumul vasului A va fi 10 litri înmulțit cu 0,2, va fi 2 litri. Ceea ce înseamnă că varianta corectă de răspuns este cea de la punctul E. 7. O bilă este aruncată vertical în sus. Distanța dintre bilă și un punct fix de pe traiectoria acesteia este prezentată în figura pe care o vedeți. Cunoscând valoarea lui G mic 10 metri pe secundă la pătrat, viteza cu care a fost aruncată bila este. O bilă aruncată vertical în sus are această traiectorie. Undeva
pe această traiectorie s-a ales un punct față de care se măsoară distanța până la bila aruncată. Și observăm pe grafic că distanța scade de la 12 metri la 0 și apoi crește până la 8 metri. Asta înseamnă că punctul nostru se găsește undeva, punctul P, pe traiectorie, într-un loc de unde distanța până jos este 12 metri și distanța până sus este 8 metri. Deci, în total, H maxim, cum se spune, este 20 de metri. Înălțimea maximă la care ajunge bila este 20 de metri. De fapt, dacă am schimbat locul punctului P, m-am aduce jos și am reprezenta coordonata Y funcție de timp, atunci am obține un arc de parabolă care, de fapt, este același cu arcul de parabolă care apare și el în desenul prezentat de problemă, numai că acolo el este tăiat în trei părți. Pentru că atunci când punctul P se găsește aici, odată bila se apropie de el, apoi se îndepărtează. Și apoi din nou se apropie și se îndepărtează. Și din cauza asta avem arcul de parabolă tăiat în trei părți. Dar acum, dacă știm că înălțimea maximă la care ajunge bila este de 20 de metri, formula lui Galilei ne spune pentru mișcarea de cădere a bilei că V0 la pătrat, adică viteza cu care va ajunge jos și care este aceeași cu viteza cu care a fost aruncată, este de 2 ori G ori H maxim. Adică este radical din 2 ori 10 metri pe secundă la pătrat înmulțit cu 20 de metri este egală cu 400, deci radical din 400 de metri pătrați pe secundă la pătrat, ceea ce înseamnă că viteza cu care a fost aruncată bila este de 20 de metri pe secundă. Adică răspunsul corect este cel de la punctul E. 8. Căldura molară la volum constant a heliului, care are masa molară mu 40 la minus 3 kg pe mol, este CV 3 pe 2 R, unde R este 8,32 joule pe mol Kelvin. Căldura specifică la presiune constantă are valoarea. Între căldurile molare CP și CV avem relația lui Robert Mayer, CP minus CV este egal cu R. Deci CP este CV plus R. Adică în cazul heliului, pentru că aici avem 3 pe 2 R, avem 3 pe 2 R plus R, C mare P, căldura molară la presiune constantă, va fi 5 pe 2 R. Iar căldura specifică, C mic, este căldura molară împărțită la mu. Am arătat acest lucru în mai multe materiale și atunci căldura specifică la presiune constantă va fi căldura molară la presiune constantă împărțită la mu. Adică va fi 5 pe 2 R, 5 pe 2 înmulțit cu R, 8320 joule pe kilomol Kelvin supra mu, masa molară, care este 40 la minus 3 kg pe mol sau
4 kg pe kilomol. Și atunci kilomol se simplifică și rămâne unitatea de măsură joule pe kilogram ori Kelvin, care este unitatea de măsură pentru căldura specifică. Dacă facem calculele, vom vedea că rezultatul este 5200 joule pe kilogram Kelvin, adică răspunsul corect este cel dat la varianta F. 9. Modulul variației energiei potențiale a unui corp ce coboară între două puncte ale unui plan înclinat este de 4 ori mai mare decât modulul lucrului mecanic al forței de frecare între aceleași puncte. Randamentul planului înclinat este. Randamentul este, ca de obicei, raportul dintre lucrul mecanic util și lucrul mecanic total. Presupunem că avem un plan înclinat, așa cum vedeți în desen, și că o forță, forța desenată cu verde în desen, îl ridică mișcându-l uniform de la baza până la vârful planului înclinat. Acea forță trebuie să fie egală cu componenta GP a greutății plus forța de frecare ca să poată ridica corpul uniform pe planul înclinat. Lucrul mecanic util este MCH, adică este lucrul mecanic minim necesar ca să ridicăm un corp cu masa M la înălțimea H, la înălțimea vârfului planului înclinat. Iar lucrul mecanic total este lucrul mecanic efectuat de această forță. Adică este această forță înmulțită cu lungimea planului înclinat. Adică lucrul mecanic total va fi GP plus forța de frecare. GP este M ori G ori sinus de alfa plus forța de frecare mu ori M ori G ori cosinus de alfa. Până aici am scris expresia forței, totul înmulțit cu L, cu lungimea planului înclinat. Adică lucrul mecanic total se poate scrie MG, MGL, pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Și atunci, randamentul va fi MCH supra lucrul mecanic total MGL lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Se simplifică MG, dar importanță ce masă are corpul, randamentul ridicării lui este același, iar H supra L, puteți vedea din desen, este sinus de alfa. Atunci randamentul va fi sinus de alfa supra sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Și dacă împart totul la sinus de alfa, găsesc pentru randament expresia 1 supra 1 plus mu ori cotangentă de alfa. Aceasta este expresia randamentului planului înclinat. Avem deci această formulă pentru randamentul planului înclinat, iar problema noastră spune că modulul variației energiei potențiale a unui corp ce coboară între două puncte ale unui plan înclinat este de 4 ori mai mare decât modulul lucrului mecanic al forței de frecare. Dacă putem alege punctele de pe planul înclinat unde vrem, atunci să considerăm un plan înclinat și să considerăm că un corp coboară pe toată lungimea planului înclinat.
Atunci variația energiei potențiale este MGH. Pentru că el în starea finală e mai jos decât în starea inițială cu înălțimea planului inclinat, cu H. Iar lucrul mecanic al forței de frecare este forța de frecare înmulțită cu L, cu lungimea planului înclinat. Distanța pe care acționează forța de frecare este toată lungimea planului inclinat. Adică lucrul mecanic al forței de frecare va fi mu ori m ori g ori cosinus de alfa, dar mai știu și ori L întâi, ori cosinus de alfa. Și problema spune că variația energiei potențiale e de 4 ori mai mare decât lucrul forței de frecare, adică MGH este 4 mu MGL ori cosinus de alfa. Din nou se poate împărți ecuația la MG și obținem, dacă ținem seama de faptul că H supra L este sinus de alfa, că sinus de alfa este egal cu 4 mu ori cosinus de alfa. Dacă împart la sinus de alfa, obțin că 4 mu ori cotangentă de alfa este egal cu 1. Și asta înseamnă că produsul mu ori cotangentă de alfa, care apare în formula randamentului, este în cazul nostru 1 pe 4. Și atunci, randamentul e foarte ușor de calculat. Este 1 supra 1 plus 1 pe 4, 0,25, este 1 pe 1,25, adică 100 pe 125, adică 4 pe 5, 0,8, sau 80%. Și asta înseamnă că varianta corectă de răspuns este cea de la punctul B, 0,8. Am ajuns la ultima problemă, 10. O coardă de alpinism, având lungimea inițială de 60 de metri și area secțiunii transversale egală cu 60 de milimetri pătrați, se alungește cu 1,5 metri sub acțiunea greutății unui om cu masa de 90 de kilograme. Cunoscând valoarea lui G mic 10 metri pe secundă la pătrat, modulul lui Young pentru materialul din care este confecționată coarda este. Modulul lui Young apare în legea lui Hooke, care spune că F supra S este egal cu E, modulul lui Young, înmulțit cu delta L supra L0. F este forța care, să spunem, întinde un material, un fir, o bară. S este secțiunea transversală a barei, a firului respectiv. Delta L este alungirea lui, L0 este lungimea lui inițială. Dacă scriem legea lui Hooke în felul următor, F este egal cu E ori S supra L0, totul înmulțit cu delta L. Observați că e același lucru. Și o comparăm cu forma forței elastice. Forța elastică este K înmulțit cu delta L. Observăm că, de fapt, constanta elastică K este E ori S supra L0. Avem, deci, relația K este E ori S supra L0. Sau, rezultă de aici că E, ceea ce vrem noi să calculăm, modulul lui Young, este K înmulțit cu L0 supra S. Așa că, dacă vrem să găsim modulul lui Young, trebuie să găsim constanta
elastică a corzii de alpinism despre care e vorba și o putem găsi folosind această relație. Kappa este forța elastică supra delta L și când atârnă de coardă un om cu masa de 90 de kilograme, forța care întinde coarda și care e egală cu forța elastică care apare în coardă, este egală cu greutatea omului respectiv. Așa că, în cazul nostru, K este greutatea împărțită la delta L. Greutatea este masa ori accelerația gravitațională, 90 de kilograme ori 10 metri pe secundă la pătrat, 900 de newton. Iar delta L, alungirea, este 1,5 metri. Și asta înseamnă că avem pentru K valoarea 900 împărțit la 1,5, 600 de newton pe metru. Și acum putem calcula modulul lui Young. E este egal cu K, 600 newton pe metru, înlocuit cu L0, lungimea inițială este de 60 de metri, supra S, area secțiunii, 60 de milimetri pătrați, înseamnă 60 ori 10 la minus 6 metri pătrați. Metru cu metru la numărător se simplifică, rămâne newton pe metru pătrat, care este într-adevăr unitatea de măsură pentru modulul lui Young. 60 se simplifică și în final voi avea 6 ori 10 la a doua ori 10 la a șasea. Voi avea că E are valoarea 6 ori 10 la a opta newton pe metru pătrat. Iar răspunsul corect este atunci răspunsul dat la varianta F. Sper că aceste rezolvări vă ajută în pregătire. La revedere, pe curând!